Salutare! Astăzi o să facem un nou episod în care o să încercăm arome de la Haribo, așa că responsabilul pentru acest video este acesta. Acesta va fi unul dintre cele mai renumite și mai delicioase videoclipuri pe care eu o să le fac, cu siguranță, pentru că știți că sunt un împătimit al geleurilor și ador geleurile extraordinar de mult. Știu că nu prea sunt sănătoase pentru că foarte multe lume îmi spune, dar de ce mănânci atâtea de multe geleuri pentru că nu sunt sănătoase? Știu că nu sunt sănătoase, dar nu mănânc multe, ci pur și simplu iau numai de poftă. Atâta. Tot ceea ce fac în aceste videoclipuri iau numai de poftă. Așa că dați un mare like la acest video și dacă vrei să fii și tu responsabil pentru un video, ai pagina de Instagram Florentin Hriscu în descriere și trebuie să lași un comentariu acolo și bineînțeles să dai un follow pe pagină pentru a afla o idee, o sugestie din partea ta și apoi noi să o facem. Bineînțeles, o să aleg comentariul tău. Așa că hai să ajungem la acest video la 10.000 de like-uri pentru că va fi un video foarte, 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 foarte delicios, nesănătos, dar delicios. Așa că hai să dăm bătaie. Primul sortiment este Haribo Primavera Erdbeeren. Este în germană, cel mai probabil, parcă. Acestea sunt în formă de căpșuni și, bineînțeles, de acestea am mai mâncat, dar nu mai țin minte exact dacă am mai mâncat sau nu. Adică am mâncat, bineînțeles, dar nu mai țin minte gustul la frumânt. Ia să vedem. Opa! De dulce sunt. Cred că le știe toată lumea. Acestea sunt și sper că le știe foarte multe lume dintre voi. Au formă de căpșună. Așa că Haribo Primavera. Hai să vedem dacă are gust de căpșună. În mijloc zici că e o bezea. Se vede că e albă. Aici este roz. Cât de dulce poate să fie. Are foarte mult zahăr. Mamă, cât de bun e, mai vreau una. N-am mai simțit de foarte mult timp gustul ăsta. Se topește în gură. Wow. O să mănânc în continuare, dar nu acum, pentru că după aceea o să ziceți că mănânc prea mult și o să mă îngraș și nu mai știu ce. Așa că acestea se topesc foarte repede în gură. E ca și când ai mânca o bezea și se topește. Ceva genul ăsta se simte și la textură. Mă rog, acum este puțin mai tare. Sper că nu sunt vechi, așa că nu o să mor de la ele. Dar se topește foarte mult în gură și îmi place foarte, foarte mult. Are gust de căpșuni, perfect, foarte dulce, cu mult zahăr. Wow! Așa că o să-i dăm nota 10! Perfect! Următoarea este Haribo Waldbeeren cu mure și zmeură. Nu? Se vede aici poza respectivă, așa că hai să o desfacem. Haide, măi, nu te lăsa, măi, haide, mă. Aia, bărbate, mamă, cât de superb. Opa, 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 serios, nu vreau să le dau pe jos. Acestea sunt responsabilele, îmi plac foarte mult și au formă de mură sau ceva de genul, vedeți? Foarte drăguțe. Așa că hai să le degustăm. O să iau vreo 3 în gură ca să le simt gustul. Wow, are miros exact de mure, zmeură. Acestea sunt mie îmi plac chestiile astea care sunt așa mai... geleurile care sunt mai tari, pentru că te chinui să le mănânci și cu ocazia asta nu poți să mănânci prea tare. Prea mult, pardon. O să mai iau două pentru că sunt foarte, foarte bune, mă. Așa că restul o să le punem. Ce mi-a scuțit dintele! Copii, nu mâncați prea multe din astea. Pentru că nu prea sunt sănătoase, așa că o să le dăm tot nota 10 pentru că îmi place mixul ăla de fructe cu zmeură, mure și așa mai departe. Următoarea este aceasta, care este de Haribo Soft Berry Can cu aromă de ursuleț, adică, mă rog, au în formă de ursuleț, dar aroma e, să vedem, boboane gumate cu spumă de zahăr cu aromă de fructe. În sfârșit, bine măcar că are traducerea în română, pentru că altfel nu mă înțelegeam, credeți-mă. Haide, măi, desfate, măi. Îmi place cum le desfac. Are miros a mere. Da, vedeți că are aici două culori. Roz și un fel de gălbuie. Acestea sunt cele două și vedeți că are formă de ursuleț, așa că o să mă păpăm acești ursuleți. Hai să... Nu știu dacă vedeți, dar asta se rupe foarte ușor. Ia uitați. Se rupe foarte ușor. La textură e foarte, foarte moale
și tot așa este ceva gen ca o bezea, dar puțin mai tare decât o bezea și se topește în gură. Mmm, bune. Mmm. Mmm. Oh, mom. Yummy. Hu! Mamă, cât de bună, mi-a plăcut asta foarte mult pentru că asta poți să mănânci din ce în ce mai multe. Așa că o să-i dau tot nota 10, iar acum urmează partea cu știați că. Ar trebui să-mi pun niște ochelari din aceea în care să par mai intelectual, așa că primul lucru, știați că una dintre bomboanele de la Haribo avea formă de fund cu niște urechi? Dacă nu mă credeți, puteți să căutați pe Google. Exact în forma aia, avea un fund cu două urechi. Deci imaginați-vă chestia asta. Super! Știați că se produc 100 de milioane de bomboane Haribo pe zi? Wow! Nu cred că aș putea să mănânc 100 de milioane de bomboane în toată viața mea. Deci imaginați-vă chestia asta că poți să-ți faci o piscină cu toate lucrurile acestea. Așa că ar fi o idee foarte bună. Știați că s-au inventat implanturile pentru sâni Gummy Bear? Mai exact, aici scrie că nu este niciun fel de glumă și în 2006 s-au inventat implanturile pentru piept, adică sâni, în formă de gummy bear. Perfect, cam atât a fost cu aceste lucruri pe care trebuia să le știți neapărat și sunt niște lucruri foarte interesante și educative după câte ați văzut. Așa că următoarea aromă de la Haribo este Haribo Gold Baron. Nu mă pricep absolut deloc să vezi. Astea sunt gold, bomboane gumate cu aromă de fructe. Acestea sunt cu fructe, văd că este un mix acolo de foarte multe culori și din câte am mai văzut, scria că înainte nu se chemau Gummy Bear, ci Gold Bear, adică erau făcute din aur. Bineînțeles nu erau făcute din aur, dar așa erau făcute, așa că încă un lucru interesant de învățat pe ziua de azi. Ia să le vedem. Mame, cât de bine arată! Mau, la fel se simte aromă de fructe, mere foarte mult. Aceștia sunt ursuleții minusculi pe care noi o să-i păpăm astăzi. Deja mi-e milă să-i mănânc, dar din aceștia mănânc în fiecare zi. Așa că salvați natura cu urși. Mie îmi plac foarte mult urși, deci. Și acum la modul cel mai serios. Urși rea. Aștia au textura aia foarte, foarte mare. Și știți că am făcut și un video cel mai mare jeleu din lume. Practic, asta era cu aromă de cireș, o să vorbesc în timp ce le degust. Aromă de cireș era ala. Și puteți să urmăriți acel video cu cel mai mare jeleu de lume, pentru că a fost foarte, foarte tare. Și în comparație cu aceștia erau foarte, foarte mici ăștia. Asta avea aromă de măr și mai este cu aromă de, ia să vedem, roșu. Ba nu, portocaliu. Așa că dați încă un like la acest video. Mă scuzați că mă tot opresc, dar foarte bun. Sincer, în tipurile astea de jeleu, îți cam rup puțin dinții de fiecare dată când le mănânci. Pentru că eu am mâncat odată foarte, foarte multe jeleuri și după ce mănânci foarte mult ceva cu o textură mai tare, te dor maxilarele, te doare maxilarul pe aici. Bineînțeles, poți să faci mușchi și de la foarte multă gumă, dacă mesești te doare maxilarul. Așa că o să le punem la loc acești ușuleți ca să trăiască în liniște și pace și o să le dăm nota 10 pentru aromă, pentru că mie îmi place foarte mult aroma de la ei. Și ultima, dar nu cea din urmă, este Haribo Kinder Schnuller, adică tot cu aromă de fructe, dar nu dau seama exact ce formă ia. Ia să vedem. Văd că are și aici mai multe culori, negru, galben și alb, ceva de genul. Și roșu, tot patru arome are, e incredibil. Ia să vedem, nu știu exact ce e asta, e paletă de tenis, nu-mi dau seama. Acestea sunt formele, habar n-am ce sunt chestiile astea, niciodată nu mi-am dat seama. Deci eu de obicei le puneam așa pe deget și ziceam că sunt niște inele, așa că o să le punem pe toate patru pe deget și o să le degustăm pe fiecare în parte. Mamă, cam strânge, așa că prima este... De portocale. Asta este... Pere, parcă. Următoarea roșie... Este de cireșe.
clar de cireșe. Iar asta neagră nu-mi dau seama. O fi de Coca-Cola? Mmm. Nu-mi dau seama asta. Are un gust cam ciudat așa. Chiar nu-mi dau seama ce e chestia asta neagră, mă jur. Cred că e singurul jeleu pe care nu știu ce aromă are. Dar are o aromă foarte... Tot categoria de fruct. Am impresia că e zmeură. Până la urmă, da, e zmeură. Așa că o să dăm tot nota 10 pentru aceste inele ciudate. Așa că dacă v-a plăcut acest challenge, nu uitați să dați un mare like și bineînțeles să scrieți în comentarii pe secțiunea de Instagram ce fel de videoclipuri vreți să mai facem. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai delicioși dansatori, pentru că mereu veți fi cei mai delicioși, cei mai tari, și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari încă o dată, cei mai delicioși dansatori, mă repet de foarte multe ori, și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!